Salutare! Hello! Bine ne-a regăsit din nou. Astăzi suntem în județul Sibiu, în localitatea Cisnădioara, de lângă orașul Sibiu și suntem la domeniul boierului Ilie, așa îl găsiți pe Google, la Casa Hobiților, care arată exact ca în celebrele filme stăpânuinelelor, dacă nu mă înșel. Sperăm să vă placă, vizionare plăcută! Casa Hobiților de la Cisnădioara are o suprafață de peste 600 de metri pătrați, dintre care 9 camere sunt amplasate exact ca în celebra peliculă. 3 ani a durat numai proiectarea, după care 6 ani s-a lucrat la construcția efectivă. S-au adus aproape 700 de camioane de pământ pentru amenajarea peisagistică. Deci o muncă care merită toată aprecierea. După care, din câte am discutat cu proprietarul, chiar când am vizitat-o personal, mai durează aproximativ 3 ani până la finalizarea interiorului, pentru că materialele sunt scumpe și e nevoie și de bani, bineînțeles. Dar merită să o vizitați chiar și în stadiul în care e acum, pentru că e o locație inedită. În afara vizitării propriu-zise a Casei Hobiților, veți putea lua masa sau puteți bea ceva la terasa în aer liber organizată în livadă. De asemenea, în jurul proprietății există poteci și trasee de drumeție pentru cine vrea să petreacă timpul în natură. Chiar aveți ce face și merită vizitat. Taxa de intrare este de 20 de lei pentru adulți, 10 lei pentru copii și persoanele cu handicap și însoțitorul lor au gratuitate. Antreprenorul Cosmin Ilie Bratul s-a îndrăgostit de la prima vizită de orașul Cisnădioara, așa că în 2015 a găsit un teren de 6.000 de metri pătrați pe care momentan se află ceea ce vedeți voi astăzi, Casa Hobiților. Doar că scopul inițial a fost să trăiască aici cu familia și copiii și să facă o pensiune pe care să o închirieze din când în când. Însă și-a dat seama cu timpul că stilul lor de viață nu e foarte diferit de cele al unui hobbit din filmul Stăpânul Linerelor și se gândea cum să transpună asta și să facă o casă cât mai aproape de cea din film. Da, tot așa ca moșul cu ce? Dar pe urmările tale nu zici că vine vara. Am vorbit vreo 5 minute cu proprietarul și ne-a explicat. O să mă dureze probabil vreo 3 ani până o să fie gata. Pentru că costurile sunt destul de mari și lemnul care o să fie pus la interior o să dureze până o să fie gata. Aici suntem în spatele căsuțelor. După cum vedeți, este amenajat o tecă de pietriș. E bine că s-a mai înnorat puțin afară și când mi-a bătut așa tare soarele. Numele de boierul Ilie provine de la bunicul proprietarului, care era boier pe vremuri, iar prin acest mod vrea să-i aducă un omagiu în cinstea lui. Aceasta este toaleta. Aici este de bărbați, iar în spate de femei.
Sperăm să vă placă imaginile pe care vi le-am arătat și chiar vă îndrumăm să veniți aici, pentru că proprietarul chiar a pus foarte mult suflet și v-am zis, proiectul s-a întins, cred că vreo 3 ani proiectarea din ce am citit pe internet și vreo 6 ani doar să ridice ceea ce se vede în spatele nostru și mai are încă vreo 3 ani până le va amenaja în interior. Deci o muncă. Da, ideea este că a zis că dacă ar fi fost milionar în euro, probabil s-ar fi, le-ar fi făcut mult mai repede, dar zic că trebuie să caute foarte mult oameni cu care să lucreze și să găsească la prețuri decente cu care să facă interiorul căsuțelor, mai ales că necesită destul de mult lemn și vă dați seama, nu cred că mulți oameni fac proiectările pe care și le-ar dori să... care și-ar dori să fie în interior, pentru că nici nu știu dacă mai există în România un asemenea proiect. După cum ați văzut și în imaginile pe care vi le-am arătat mai devreme, aveți un loc de, nu știu, savurat o cafea, un suc, ce doriți, deci puteți să vă bucurați și de peisaj și de aerul curat din zonă. Da, plus că aveți parcare destul de spațioasă, nu se plătește. Asta este bine. Da. Până data viitoare, să ne auzim cu bine. Pa, pa! Pa, pa!